Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, un episod care va fi extrem de interesant pentru că ați văzut bine din titlu Toți mobii se atacă între ei și bineînțeles mă atacă și pe mine Caut acum niște animăluțe, bă, dar au dispărut toate animalele, bă Nu uitați să dați și voi un like acestui episod, să strângem 38,5 like-uri Și nu uitați că găsiți și voi un modul în descriere dacă sunteți curioși să vă jucați Mă văd că e doar o aici, hmm, uite un porc Uite o vacă și un porc, hai să împingem porcul către vacă Momentan sunt pe creativ pentru că vreau să văd animalele între ele și numai după aia vreau să mă bat eu cu ele. Bă, porc! Mamă, păi da, nu mă enervez eu și spawnez eu un porc aici, păi da, până când, frate, spawn pig. Ia uite-l, ia uite ia uite ce se bat între ei. Bă, dar vaca, vă că e cam nebună, nu prea atacă. Ok, hai să mă bag și eu pe, pe survival. Game mode survival. Mă atacă porcul, bă, mă atacă porcul. Ok, cred că, că e cea mai bună metodă de a atras animale uite-l cum atac, hai să strâng toate animalele după mine, uite-l cum porc. Hai devenit și voi văcuțe lor. Ideea că absolut... Ia uite-mă, se bat între ei, se bat între ei. Bateți-vă între voi, mă, bateți-vă între voi. Bine, mă, ia uite. Porc versus vac, hai să vedem. Mamă, dar vacile sunt în slabe, bă. Uite ce dau porci, ce dau porci, mă. Nu mai lăsat cu jumătate de viață un porc, că celălalt nici nu a apucat să dea. Tau, leu, deci efectiv toate animalele și toți mobii se atacă. Dacă vă place episodul ăsta, o să facem și o variantă pentru nether, sau poate că și pentru... Da, bă, să includem și Endum în, va în varianta aia. Deci facem o variantă cu End și nether. Uh, ideea e că mobii nu se atacă între ei, gen aceeași rasă. Dar când vede o rasă diferită de animal, pa, cu sări pe el. Uite un pește care vine să mă atace. Fial, fiți atenți. Ia atacă Uite, mă atacă peștele, bă! Peștili! Mamă, dar de 2 miști Uite... Oaia se duce să bată cu peștele. Ar trebui să vină și la mine. Dacă mă apropie un pic de oaie, vine și îmi dă bucata oaia. Hai să mâng niște... A, nu pot sa mănânc. Uite, uite, -l, uite, -l, uite, -l, mă, cum vor să se bată între ei, mă. Pești cu oile. Ok, vă că momentan s-a atrase de pești. Aul, 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 a, o luau, o mi-a dat bucata. mi o dat bucata. Uite, se bat. Ok. Pește l-au bătut oaia. Ia, du-te acolo. Fiți atenți. Ok. Ok, am bătut eu oaia din greșeală, n-am vrut să o bat. Mamă, deci un pește a reușit să bată o oaie, bă. Ce se întâmplă în jocul ăsta? Parcă era un sat pe aici, Ai, stați un pic. Game mode creative. Era un sat pe aici prin împrejurim. Vreau să văd ce se întâmplă cu sătenii, bă. Îmi dau mare bucata sau sal. Da, sincer, nu mai găsesc satul ăsta. Nu știu unde am putut să fug atât de mult. Unde m-am dus copile? Hai că mai găsesc satul dacă e. Nu ca și cum pot să dau Uh, locate village. Pam. Mă duc aici? A, aici, nu-i ca pe varianta aia la altă, bă. TP632, nu știu cum, nu știu cum. Nu mai știu a doua coordonată. Oh, unde am ajuns? Uh, la 600 trebuie să merg. Bun. Gata, bu, game mode. Mamă, stai un pic, că nu i de joacă aici, bă. Direct sub o casă m-am dat. Ok. Exact sub o casă. uite, am ieșit în marginea casei. Bun, ia uite eu ia uite se bat, mama ce aici? Ok. Bu Ăsta ce, joacă, cum pot să zic, joacă pase cu sătenii, dar... Mamă, ia să dăm drumul la vacă. Ia văcuță. Hai vă... Bă, dar observ că văcuțele sunt un pic panicate, nu prea atacă ele așa. <laughs> ok, nu mai este... Ba, mai e un sătean, mai este doi săteni. Game mode survival. Sătene, două cu mine, sătene. Mamă, mă, dar mi-o da bucata, bă. O lucru-mi la copacul ăsta. Ok, care mai vine să-mi dea bucata? Bă, vreau să mă bac o vacă, mă, că am văzut că sunt cam slabe vacile. Vreau să văd dacă, într-adevăr, mă atacă vacile. Vaca nebună, hai, devin aici vacă nebună. Ia, uite-o, mă, uite-o, mă. Vă parcă dă un pic de mici, mai puțin decât un porc, sau mi se pare mie? Hmm, aș vrea să testăm cu mai mulți mobi game mode creative. Hai să mergem un pic în pădure să vedem ce mai găsim pe aici. Bă, se bată mobi între ei. <laughs> Vreau să merg și în junglă după aia să vedem pandalini cum se bat cu papagalii sau nu știu ce mai găsim pe acolo. Nu e cumva vreo vulpe pe aici, mă. Uite, acolo carne. De ce a murit cineva? Bă, ce e cu crucile astea, oaie? Ok, ne preface că n-am văzut nimic. Un pic am dubios. Nu cred că găsim vulpe, bă. Vreau să găsesc animalele în mediul lor natural, nu să le spawnez eu. Ia uite un lup. Hmm. Ce, ce aș putea spawna? Că lupii oricum deja atacă în panda mea. Deja cred că au golit pădurea asta lupii. În fine, hai să mergem altundeva. Uite, în deșert. Sau ia uite ce pe aici, gheață. Urși polari. Vreau un urs polar, bă. Mamă, dar nu găsesc animale. Ce se întâmplă? Bă, au murit toate animalele, s-au atacat între ele până au murit. Ia asta așa că și sub apă sunt animale. Hmm, dar nu chiar aici în ocean. Vreau să văd cum se atacă carcacatițele cu pești, bă. Mamă, da, uite pe aici, nu e nicio carcacatiță, mă. Dacă nu o să spawnez oricum, deci o să vedem bătălia anului. Carcacatiță cu pește. Pește să fie, mă. Ok, nu mai există animale, s-au om omorât toate între ele. Sau poate am trecut eu și n-am văzut? dar nu cred. Ok, va trebui să spawnăm noi pentru că aparent... Uh, stai că nu știu cum se numește carcacate, ți bă? asta e mă? Nu, asta e o celot, oaie. Vă dați seama că nu mai știu cum se numește... Mamă, da, e beznă rău în apă, nu mai văd nimic. Mă, nebunit. A, ah, Squid, parcă se numea, mă, deci nu-i caracateță, bă, e calamar din ăla, bă. Am tăit în minciună toată viața mea în Minecraft, am înțeles. Ok, și vreau niște pești. Mamă, stai, nu pește de asta. Tropical fish. Spawn tropical fish, gata. Vreau să bată pește tropical cu caracatița. Ia uite, ia uite, ia uite! Cine câștigă? Cine câștigă? Băt Bă, o câștigă repede caracatița. să pun mai mulți. Pești pirania! Ok, unul e atât de deștept încât o sărit pe, pe iarbă. Mamă, stai un pic, acum trebuie să pun mai multe caracatițe. Uh, cred că vă dați seama că o să urmeze o serie foarte, foarte interesantă. Nu o să vă zic acum mai multe detalii, dar fiți pe fază în următoarele zile. Bă, da, bagă pește, ăștia, stai. Uh, pe, deci pește tropical nu se atacă între ei, nu? Bun. Ia să pun eu un pește de ăsta... So, de ăsta, somon, de ăsta, mă, cum se numeam, frate, mă, cod, hai să punem un cod. Uh, uite, spau un cod, așa. Ia, să vedem, pește tropical versus cod. Bătălia anului. Bă, cam jumătate, jumătate, că au murit. Hmm, vă dați seama că am pus peștii să se bată între ei, oaie. Doamne, iartă-mă. Bă, mobi oricum se cam băteau. Ia stați așa. EG uh, egg. Nu, spawn. Că în Minecraft-ul ăsta e un pic diferit, am tras-o la microfon, îmi pare rău. Uh, hai să mai punem și o găină, de exemplu. Cu cine punem noi găina să se bată? Hmm, cu un os polar. Nu, cu un ocelot. Găină cu ocelot, ia să vedem. Deși ăștia poate, poate să și băteau. Ia uite -l. ia uite -l. Mamă, instant o bătut Ok, altceva. Endermite, skeleton, nu vreau, bă, skeleton. Pufferfish, zombie, horse, Bă, uite, un măgar din ăsta. Cred că ăsta e măgar, așa-i? Măgar cu ocelot! Hai să vedem, care pe care. Bă, am fuge ocelotul de măgar din câte văd. Pe ea să pun uh, spawn cat. Hai să pun eu o pisică atunci cu un măgar. Ia. Uite, bă, pisica bate de măgar. <laughs> Despre ce vorbim aici, vai? Hai să dau un time set day totuși. Ok, deci pisica tocmai au bătut măgar, uai, bă. nu pot să cred așa ceva. Bun, atunci la pisica să-i punem... Hmm, să-i punem o... Nu, o oaie. Hai să vedem. Pisica versus oaie. Uite, bă, că fuge pisica, bă. Ok, ba, nu mai fuge, nu mai fuge, gata. O prins tu pe s-o dus după pietre și pam, atacă. Nu atacă, bă. Bă, au o pisică, ți ca cam frică de oiță. Ma, mă, ce mai punem, bă, să bată? Hai să mai căutăm un pic aici. Mi se pare amuzant să punem animalele să se bată, bă. Mamă, dacă te chestii interesante, poți să faci, uite, de exemplu, pot face asta. Ga, nu. Pot să pun așa. Mamă, mi-a pus și puișori, uite, puișori. Deci fiți atenți, am pus o turumă de pisici. Game mode de survi survival. Și acum atacă toate pisicile. Oh, îl o mare instant, astia. nu bine? Deci uitați ce se întâmplă. Mă largă pisicile să mă omoare, bă. Aolea, nu. Nu mă omoară pisicile, bă. Cruțați-mă, vă rog. Eu uite și pui de pisică vor să mă bată, bă. Nu pot să cred așa ceva. Îi las să mă bată, bă. Ia, vin un pui de pisică să mă bați. A, mi-o dă pisica. Nu, bă, m-au aruncat în apă. Ia să vedem în apă ce fac. Vin pe mine în apă, mă? Bă, am văzut acolo. A, nu știam ce e. Uite, bă, cât de drăguț puiul, bă! Pisica pleacă. oh, mă bate puiul. Fiți atent mă bate puiul de pisica Ia, vino aici, bate. Mă bat o puiul de pisică. Ce scrie în chat? A, zice că mă bătut o pisica oaie. Nu pot să cred așa ceva, un pui de pisică mai pe scurt. leu, Game mode creative. Uh, și hai să mai vedem un pic. Spawn. Hmm, dar de ce pare așa acum, bă? dubios, până acum nu apărea așa. A, uite așa, mă, gata, mă, așa e mai frumos. Hmm, ce mai punem să mă bată? O albine, nu ca Bar, Ba, ar merge o albine versus... Hmm, o albine versus villager, bă. Villager, villager. Ia să vedem. Villager albină. Ia. Ia, să vedem cine câștigă bătălia anului din nou. Mă, fac că eu da bucata și-o fugi, villagerul... Nu prea are tu pe o să dea în albine, ia încă una. Bă ăsta nu ajunge la albine mă Cred că s-o bată și de aia fuge Ok ție că am luat țeacă să te anulezi ce, ce pot să zic eu Dar stai așa De ce să nu pun eu un cal Versus un villager din ăsta Uite pe vulpea De unde a apărut vulpea asta Hai de vulpe Mamă cal versus vulpe gata Până aici nu a fost Ia fuge pe vulpe Mamă și o apărut și un enderman Ia Endermenul nu... A... Bă, la asta nu m-am gândit. Mamă. Ia uite-l. Endermenul atacă calul, bă. Ia uite dar văd tot. O câștiga calul. Deci nu pot să cred așa ceva. Cal vs. Enderman. O câștigat calul. Bă, ce damage are calul ăsta, mă? Este stai că curios. Mamă, mă. Vai de viața mea ce damage are. E nebunie ce se întâmplă. Ok, cred că o să lăsăm totuși monștri versus animale pentru un alt episod. Momentan facem doar cu animăluțe. Și aș vrea să... Bine, o să mă omoare. Ba, nu mă omoară vaca. Hai mă să lăsăm vaca să mă omoare, mă, de dragul episodului. Dă da, vaca, așa, mi-o dat mare bucată vaca. Locate. Uh, cum dau să caut? Uh, unde la mă? Cum se numește de Jungle, mă, așa, jungle. Nu pot să dau jungle, bă. Uh, piramid? Nici așa piramid jungle? Jungle? Mamă, nu pot să dau locate jungle, piramid, bă. Și cu Minecraft-ul ăsta? Game mode creative. Nu e nicio problemă, o să facem noi asta pe creative, dar e un pic tristuț. Mă, mai dau o dată, locate. Trebuie să vedem toate locațiile. Opa, ce-am făcut? Locate. Pam. Bastion. End City, Monument, Ruine, Stronghold, Temple. Mă, stronghold ăla are vreo legătură, mă? Mamă, câte chestii. Bă, dar-s puține rău, În fine. Hai să spawnăm noi un panda și un papagal. Auzi că red, toamne, iartă-mă. Panda, am vrut să zic. Nu știu de ce am vrut să scriu red panda. <laughs> și pa parot. Vino aici parotul. Hai să vedem. Bătălia zilei de data asta. Panda versus papagal. Bine, papagalul zboară, o să aibă un avantaj, sau? Uite că-l miroase, bă! Bateți-vă! oul oh, lui, eu dau bucata și-a fugit. Ia vină înapoi. Vină înapoi și două cu pandalinul, copile! N-are tu pe omă? Bă, ar trebui să punem mai mulți papagali, așa -i? Nu știu, mi se pare corect așa. Ia să vedem. Băgăm spaima în pandalin. <laughs> Haide, mă, dați bucata la pandalin! Vă că le e puțin cam fricuță și pandalinul nu ajunge la ei. Bine, și pandalinul e și lene și rău de tot. Oh, Eu dau bucata pe la pandalin. Se bat un pic ca în greu ăștia, chiar îți lenți pe bune. Opa! Ia să-i dau eu niște bambus, bă, să se ridice așa. Bambus. Pam, pam. Opa, ce-am făcut? Ia. Și acum aveți liber să-i dați bucata. Aoleu, eu țin cu papagalii în loc să țin cu pandalinul. Uite acolo pe fundal un porc bate două oi. Am înțeles, e bine, e bine. Haide, mă, nu vă bateți, mă. M-am mai gândit eu la o chestie acum. Ok, deci vă că... Stai că mai bag papagali. Bate un papagalilor. Ia, mamă, eu dau buc. Ok, pandalinul cred că o moară dintr-o bucată. Nu știu, n-am fost atent. E posibil să o moare dintr-o bucată, pandalinul. Mai punem papagali. Oi oh, de bă, ce gros. Mamă, numai că se ridică în picioare ăștia tu pe o să o dea cu el, mă. Trebuie să mergem undeva unde sunt puține blocuri și acolo fiți atenți că și fac asta. Nu, deci m-am enervat. Ok, deci facem așa. Bun, ceva de genul ăsta. Și aici ar trebui să se bată ăștia fără nicio problemă. Nu știu de ce am făcut așa. Uite, fac o arenă mică așa, unde să nu aibă unde să fugă. Bine, aș vrea să văd și eu ceva dacă e, în fine. Asta ah, e că de fapt nu Bă, te... da, trebuie să acopăr, mă, că ăștia zboară, mă. Copile, nu mai zbura. Ceva de genul. Mamă, vreau să fie ca lumea, mă, nu ne grăbește nimeni. Vreau să vedem toate bătăliile, să nu ratăm nimic. Ok, acoperim. Să fie bezna. au leu ce beznă s-a făcut instant. Torci. Punem niște... Nu, de destia. Pam, 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 pam. Și aici să spawnăm acum. Bă, un pui de panda! Ok. Pui de panda versus papagal. Oaie, nu pot să cred așa ceva. i bate dintr-o bucată, bă. Mamă, hai să băgăm un panda mare, bă. Ia. Mamă, mamă, îl distrug, Ok, ăsta nu muri dintr-o bucată. Mamă, deci... Baby Panda e invincibil, aparent. Uite ce am făcut aici. <laughs> leu. Bun, voiam să mai testez. Măgar versus scalb. Mule. Și horse. Hai să vedem. Horse. Skeleton, nu skeleton, bă. Ia. Pam. Pam. Bă, serios că mi-a dat pui. Ia uite, mi-a dat pui de cal. Bă. Am eu senzația să o puiți mult mai puternici. Mamă, uite bate puiul la el. <laughs> <Mă leu. laughs> Și dropurile sunt normale. Deci ai șanse să găsești dropuri așa prin lume. Hai să mai vedem o dată, dar cu un cal mare. Uite așa, mă, gata. Un cal mare. Bă, dar măgarul nu are nicio șansă. Voi vedeți că măgarul nici nu are curaj să atace calul. Mă, cred că astea-s gândite intenționat așa, mă. Hai să vedem. Opa, iar, iar Enderman vs. Scal. Fiți atenți ce moare Endermanul. Opa, mai mulți Endermen? Da, uite doi Enderman. Ok. Nu știu, deci destinul vrea să vedem chestia asta în continuare cu Enderman vs. Scal. Bun. Hai să vedem ce animale am rătat. Chicken, găina, oricum își cam ia de la toată lumea, sincer să fiu. <laughs> Bă, urs po... Mamă, mamă. Ma. Urs polar versus urs panda, fraților. Puteți să pariați în comentarii. Vai de cap, mai că scuros ce se întâmplă. Bam. Hai mă, iar mi da pui, serios. Ia să vedem, puiul iar e puternic. Fiți atenți, puiul o să câștige. Vreau un urs mare, pleacă mă de aici. Și acasă. Mă, nu, te bastu cu mine, copile? Stai mă, că scuros ce damage are, de fapt. Ia ce damage ai, copile. Uuuu, mă bate din două bucăți. Ok, game mode creative. Bă, cum să mă bazi din două bucăți barbasane? Bă, vreau urs mare versus urs mare, nu vreau puișori. Așa. Și așa, bine, mă, gata. Oulelu la padine, nu. Oulelu la padine, ce-ți-a făcut ce Opa, ursul se duce la atac direct. Ok, time set day. M-am dus dus instant la atac ursul. Bă, dar uite că vaca are ceva tupeu. Aparent, ursul ăsta bate ca orice, din păcate, Ia să pun o găină. Ce faci cu găina, ursule? Ok, dar dacă pun eu foarte multe găinușe Mai are vreo șansă ursul? Fiți atenți, găin versus urs polar Ok Nu cred că mai are șanse, bă, ursul Cred că o să-și ia bătaie de la atâtea găini Sau? Oh, și o, oh, și-o lua mare bătaie, bă, ursulache Te-ai dus, nu știu ce să zic Bun, ce să mai punem gardian? Nu punem din ăștia, am zis că păstăm un episod special Pentru monștri, momentan ne ocupăm Doar de animale ce ar fi să facem noi un iepure versus o găină? Ia. Pam, pam. Bă, iar mi dat pui. Bă, tot pui. Îmi dă, mă, uite încă unul care nu-i pui. Ia să vedem. Da, iepure. Haide. Mai <gântu> cum vine găina să bată? Ok, deci aparent găina e mai puternică decât un iepuie. Deci toți iepure, ce pot să zic? Peștii se bat să bată între ei de nu-i adevărat. Bă, vreau să... Ok, stai un pic, mai am Unde-i? Se versus, versus Ia. Yeah. Ok, vă că cestoasa cam dă, nu știu cum să zic. Cestoasa stoasă versus iepure. Bă, asta chiar era o chestie cu cestoasa și iepurele. ce, ce faci, fugi? Uite încă unul. Te-am prins la mijloc. Am făcut sandwich din tine, ceștoasă. Ok, deci ce că și-a bătaia de la unde ăsta. Dar, și-a bătaia de la o oaie. Ia să vedem. Ce vs. versus oaie. Mă fac că țestoasă a fost super șmechere cu găina, dacă cu altele nu prea. Uite. Cred că sunt făcute special, mă. Cândva careva trebuie să fie mai bun decât celălalt. Ok, deci țestoasă sunt și cam la bătaie de la o oaie. Deci că am văzut că Creeper. Hai că fix de creeper -a? am eu chef acum. Să nu de creeper, bă. Mă, spider, slime. Yes. mă, mă, dați mai mulți de decât animale. Bă, o să fie foarte interesant. Uh, ce am vrut să mai fac Era pe aici ceva Uite, delfin Delfin Vreau delfin Versus pește, bă Delfin versus pește Scurios care câștigă Dar ne trebuie niște pizza pentru asta Uite aici pizza Sau aici Nu, aici că nu prea are loc delfinul Da Hai să punem mulți Nu, de fapt punem un pește unde e bă? Uite, am pus peștele Punem delfinul Ia să vedem bătaia ma, ma, ma. Ok, l-au bătut dintr-un hit, bă. Dar Ce ce voi de, o, de, un de ăsta, Cum se numește mă de un calamar de asta? Ia să vă văd Uite bă că fac echipă pe pești Mamă dar se cam duc pești Ok au murit delfinul asta nu e bine Ia Ia bătaie Ok cam fuge calamarul din te văd Uite-l ce fuge nebunaticul E vino pești, vine o delfinule, bagă, bagă mare, bagă bam, bag... uite bă ce sare stai cu, cu scheme, bă. Ok, deci calamarul fuge de delfin, Cred că delfinul deține supremația în apă, bă. Da, cam așa ceva. Și pe pământ nici nu mai are sens să mai vorbim. Ați văzut ce face ursul polar și... Ați văzut ce face la Iron Golem, -ul. Bine, la practic e monstru, animal. Ia, bă, mushroom versus vacă normală. Ia să vedem că-s curios. Mamă, oare se atacă? This is the question. Da, mă, se atacă, bă! Ok, deci văd că mushroom ăsta câștigă de numai numai. De aia uite dacă... -s... Ia să punem 3 vs 3. 1, 2, 3. Ce se întâmplă când sunt mai multe? Văd că se comportă puțin diferit dacă sunt mai multe, mă. Când e numai una, fiți atenți. Uite, o rupt vacile de data asta. Dar când e numai una... Ia, uite ce bătaie și ea. Nici nu atacă. Are o băgat spaima în ea. Oare contează în ce ordine le spawnezi? fiți atenți. Nu mă uite, vezi? Când sunt 1 vs. 1, uite, vaca moare fără să atingă. Și când e invers, vacile câștigă fără ca măcar ăia roșii să atingă. Am înțeles. Am înțeles. Mai știți ce vreau eu de la voi? să spuneți în comentarii ce combinații de animale nu am făcut ce ați vrea voi neapărat să vedeți. Pentru că o să le facem. Mamă, mamă, bă -altă, bătă altă bătălie a secolului. Cat versus ocelot. Ocelot, cat. Opa. Mamă, mamă, ce-i du ce mare e pe lângă pisică. Eu dat-o de nici nu atins, am înțeles. Deci să spuneți voi în comentarii ce bătălie ați vrea voi să mai vedeți. Mamă, asta, vrea, asta, asta aș vrea să mai văd. Liliac vs. Papagal. Ia. Liliacu fuge, mă. Bă, Liliacule, vină la bătaie, nu fugi. Trebuie să pun mai mulți, că n-am șanse așa. Ok, și mai mulți papagali. Dar Liliaci fug, mă. Ok, ok, bătaie, bătaie. Cam fug Liliaci, cam varză. Hmm. Săraci. S -s vai de capul lor, Liliece, bă. Bun, Tropical Fish am încercat. Puffer Fish, Dolphin, Panda. Mă, aș vrea să mai încerc Panda cu ceva. Dacă nu fac eu un episod special cu Panda versus toată lumea. <l> Cred că așa o să se fac. Doar Pandalinul este animalul nostru preferat din Minecraft. Păi, da, nu? Cum să nu, dacă da? Uh, și așa pentru final. O găină. Nu albină, mă. O vacă. Un porc. Și o oaie. Cele mai întâlnite animale posibile. Le pun aici pe munte. Pam. Bă, asta e pui. Nu vreau pui. Nu, no, nu, no, nu. No. Vreau o găină ca lumea. Pam, pam, pam. Gata. Patru animale. Hai să vedem care deține supremația dintre astea patru cele mai des întâlnite. Bine, am uitat să pun calul, dar ați văzut și voi ce dă calul. <laughs> ok, vacă au câștigat, nu pot să cred. Și atunci o să pun vaca versus cal. Ia. N-am încercat asta, cred că. Te... Uh, calul. Calul deține supremația între animalele astea domestice, clar. Deci calul distruge absolut orice. Ia. Papagalul, cum te descurci calule? Calul, m-am bucată, eu da, nu pot să cred. Ne-am dus, bă, ne-am dus. Aș încerca până mâine, efectiv, toate combinațiile posibile. Ia, versus testoasă. Bă, mi-a dat pui de testoasă. Ok, uite cum merge după ea, mă. Uite-mă cum merge după ea. Ok, n-are niciun, niciun șa, opa, am înțeles, nu mai știu ce să zic. Bun, să spuneți acolo în comentarii ce idei, ce combinații mai aveți, uite mă cum se bat ăștia pici. Ce combinații credeți că n-am mai făcut ce ar merita să încercăm pe un episod următor, când o să încercăm și cu monștrii. Sper că v-a plăcut episodul, eu sincer chiar m-am distat, deci e un mod genial. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare, nu uitați de un like, un share și un subscribe și noi ne reauzim data aviatoare. Am văzut aici că asta, oaia asta o cam bătut toți papagalii din păcate. Papa. Pa. pa.